Pace! V-ați gândit vreodată cât de importante sunt persoanele cu care ne petrecem timpul? Acele persoane pe care le alegem să ne fie prieteni. Acele persoane care ne influențează viața chiar dacă nu ne dăm seama. Ei bine, azi vreau să citim împreună din Luca, capitolul 5, începând cu versetul 17 până la versetul 26. Într-o zi, pe când Iisus se învăța pe oameni, s-au așezat acolo și niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, iar puterea Domnului era cu el, cu Iisus, ca să vindece. Și iată că niște bărbați purtau un om paralizat pe un pat și încercau să-l ducă înăuntru, ca să-l pună înaintea lui Iisus. Fiindcă n-au găsit pe unde să-l ducă înăuntru din cauza mulțimii, s-au urcat pe acoperișul casei și l-au coborât cu padul printre țigle, în mijloc, înaintea lui Iisus. Văzându-le credința, el a zis: omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să se întrebe în sinea lor: cine se crede acesta de rostește blasfemii? Cine poate să ierte păcatele în afară de unul singur, Dumnezeu? Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a răspuns zicând: de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor? A zice: păcatele îți sunt iertate? Sau a zice: scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, i-a zis el paraliticului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată paraliticul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și a mers acasă, slăvindu-l pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu. Cuprinși de teamă, ziceau: astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Ei bine, această povestire este una extrem de frumoasă, în care Iisus a vindecat un paralitic. Dar cum putea ajunge paraliticul la Iisus fără ajutorul prietenilor lui, fără ajutorul acelor bărbați care l-au dus până la Iisus? Ei bine, acest lucru probabil nici măcar nu era posibil fără ajutorul lor. Dar acești prieteni, fiindcă își iubeau prietenul paralitic, fiindcă îi doreau binele și voiau ca el să fie vindecat, l-au dus la Iisus și nu numai că l-au dus până acolo, dar văzând atâta mulțime și atâția oameni, l-au coborât la Iisus chiar prin acoperiș. Ei bine, câți dintre noi nu ne-am dorit așa prieteni? Câți dintre noi nu avem nevoie de așa prieteni? De aceea, vă îndemn să vă petreceți timpul, să vă alegeți prietenii în așa fel încât atunci când aveți nevoie de ajutor, ei să vă îndrume spre Dumnezeu, ei să vă ajute să mergeți pe drumul credinței și, indiferent de obstacole, indiferent de probleme, să vă fie alături. Dumnezeu să vă binecuvinteze!